Dacă ești în căutarea unei variante naturale de vitamina C, măceșele sunt una dintre cele mai bune opțiuni. Există mai multe metode prin care poți profita de vitaminele acestor fructe, cu renume în medicina tradițională. Conform Libertatea pentru Femei, măceșele sunt adevărat izvor natural de vitamina C, vitamina A, vitamine din grupul B, vitamina E, vitamina K, beta-caroten, bioflavonoide. Sunt recomandate pentru că susțin sistemul imunitar și ajută la prevenirea virozelor specifice, explică dr. Ruxandra Constantina, medic de familie și fitoterapeut. Dintre toate acestea, de departe, acidul ascorbic, vitamina C, este cel mai important element din compoziția măceșelor, esențială când vine vorba despre întărirea sistemului imunitar. Vitamina C este cunoscută și pentru proprietățile sale antiinflamatorii, fiind benefică pentru oase, piele și, bineînțeles, articulații. Corpul uman nu poate produce vitamina C, însă are nevoie de aceasta. Tocmai de aceea este important să găsim surse naturale de unde să o procurăm. Cel mai bine este să consum fructele crude sau să le congelezi, astfel își vor păstra intacte proprietățile lor nutritive. Măceșele au de 50 de ori mai multă vitamina C decât citricele și de 200 de ori mai multă decât merele. Dacă însă obișnuiești să culegi chiar tu fructele și preferi să le usuci pentru a pregăti ceaiuri, de exemplu, trebuie să ții cont de un lucru foarte important. Pentru că ingredientele sale prețioase să nu se piardă, este important să le usuci corect. Asta înseamnă cât mai repede după recoltare. Fructele trebuie culese atunci când sunt perfect tari, începând din august până în octombrie și ferite de soare, pentru că altfel fermentează. O metodă recomandată de specialiști este uscarea cu aer cald de la o temperatură de până la 100 de grade Celsius, relatează Libertatea pentru Femei.ro.